Salut, suntem Edraguta la Gadget.ro și astăzi vorbim despre Huawei Mate 10 Pro, vârful de lance al companiei chineze pe sfârșit de 2016. Un produs prin care își doresc să concureze cât mai puternic în segmentul flagship Android, în zona vârfurilor de gamă. Este un produs de la care avem așteptări foarte mari, pentru că prețul său este de peste 3500 de lei. Un produs care trebuie să impresioneze prin design, prin cameră foto și video, prin experiența software adusă utilizatorului. Haideți să vedem ce găsim în pachetul de retail. În cutie dați de smartphone, încărcător Huawei Supercharge alimentat la 5V 2A sau la 4.5V și 5A, cablu USB USB Type-C, căști de tip in-ear pe USB Type-C cu un design distinct, ghid de utilizare, certificat de garanție, husă de protecție din plastic transparent ce protejează telefonul de un eventual impact și previne acumularea zgârieturilor. În ce privește designul lui Mate 10 Pro, avem câteva elemente distinctive. S-a renunțat la carcasa metalică și avem una cu sticlă pe spate. Pe lângă sticla de pe spate, display-ul adoptă un format 18:9 și un raport corp-display de peste 80%. Concret, raportul display-corp este de 80.9%. Nu-l simți ca pe un terminal cu ecran de 6 inch, mai degrabă precum un telefon mobil cu diagonală de 5.5-5.7 inch. Avem sticlă în partea spate, dar lipsește încărcarea wireless. Huawei și-a dorit să epateze prin reflecții interesante, în linie cu ceea ce aduc și rivalii săi. Camera duală se profilează puțin dincolo de linia generală a spatelui, sub ea se află cititorul de amprentă, într-o poziție ce îl face destul de ușor de accesat. Structura de rezistență este conferită de către carcasa metalică, ce este în evidență în cele patru laturi ale terminalului. Tot smartphone-ul imprimă ideea de rezistență, de soliditate, de eleganță, linii simple și maximă atenție la detalii. În partea superioară se află portul infraroșu, în lateral stânga dați de slotul pentru cartela nano SIM la bază de portul USB Type-C cu dublu rol și de difuzorul principal, în lateral dreapta e power și reglarea volumului. Deasupra ecranului se află difuzorul secundar. Logo-ul Huawei îl găsim la bază, sub display. Au mizat pe taste de control direct în interfața grafică, așa numitele touch buttons, ce pot fi configurate în funcție de preferințele utilizatorului, după cum își dorește, după cum este obișnuit. Difuzorul principal se află la baza telefonului, iar cel secundar deasupra ecranului de 6 inch. Haideți să vedem ce sunet stereo ne aduce Mate 10 Pro. Pe partea hardware au adus cel mai puternic procesor dezvoltat de către compania chineză până la momentul de față, un Kirin 970 de tip octa-core însoțit de 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Kirin 970 este dezvoltat pe un proces de litografiere TSMC de 10 nanometri, cu 4 nuclee pe ARM Cortex-A73 la 2.4 GHz și alte 4 nuclee pe ARM Cortex-A53 la 1.8 GHz, cu Mali G72MP12 în poziția de accelerator grafic, 6 GB memorie RAM de tip LPDDR4 la 1833 MHz și 128 GB spațiu de stocare de tip UFS 2.1. Noul procesor este capabil să atingă viteze de până la 1.2 Gbps în 4G, o viteză pe care nu mai atinge niciun alt smartphone pe sfârșit de 2017, iar în upload urcă la 150 Mbps. Știe Voice over LTE pe ambele SIM-uri. Au implementat și un coprocesor i7 pentru a analiza informația primită la senzorii de pe terminal. Sunt 5,5 miliarde de tranzistori pe centimetru pătrat, iar Kirin 970 este primul procesor cu inteligență artificială, un NPU dezvoltat în parteneria cu Cambricon Technology, o matrice neurală ce îl evidențiază față de concurența Android pe sfârșit de an. Vom mai vedea procesoare de acest fel abia în 2018. Revin puțin la partea de ecran. Ecranul este de 6 inch cu aspect 18:9, afișează 2160x1080 pixel, un panel AMOLED cu 402 pixel per inch, protejat cu sticlă Corning Gorilla Glass.
este compatibil cu conținutul în format HDR10. Telefonul cântărește 178 de grame și dispune de certificare IP67 în ce privește contactul cu apa și praful. Rezoluția ecranului poate fi redusă, adică nu poți rămâne doar la 2160x1080 pixel, poți coborâ dacă vrei spre a crește autonomia la 1440x720 pixeli. Revin pe partea software. Huawei Mate 10 Pro rulează Android 8.0 Oreo cu interfața grafică Emotion UI 8.0. Iese în evidență prin viteză și simplitate, prin posibilitățile de customizare aduse către utilizator. Launcherul stock aduce toate aplicațiile și widget-urile pe ecranul de start sau poți configura un sertar cu aplicații, după preferințele tale. Setările rapide sunt aduse pe fundal negru cu text albastru. Are și un motor de teme cu magazin dedicat. Nu sunt prea multe aplicații preinstalate pe Mate 10 Pro. Bloatware-ul este aproape inexistent. Avem una dintre cele mai rapide interfețe grafice din universul Android. Și ceea ce este foarte important pentru un utilizator Android este faptul că interfața nu încetinește în timp, rămâne la fel de sprintenă și după o lună și după câteva luni de utilizare. Pot să confirm asta pe Mate 10 Pro după peste 2 luni de când îl folosesc. În software, cuvântul de ordine pentru Mate 10 Pro este viteza. În ce privește camera foto, avem o cameră duală cu 20 megapixeli senzor monocrom și 12 megapixeli senzor color și o diafragmă de f1.6. Alte detalii legate de camera foto și video. Filmează la 2160p cu 30 frame-uri pe secundă, dispune de stabilizare optică de imagine pe 4 axe, dual LED flash, zoom optic 2x, optică Leica, detecție de fază și laser pentru partea de autofocus. Interfața este organizată excelent, cu modurile de fotografiere ce pot fi accesate prin swipe de la stânga spre dreapta și setările propriu-zise cu swipe de la dreapta spre stânga. Mate 10 Pro îl consideră a fi unul dintre cele mai bune camera phone-uri la momentul actual, diferențele față de alte flagship-uri Android fiind de-a dreptul minime, pe multe terminale depășindu-le în low light. Competitorul direct, să spun așa, în rezultatele astea foarte bune în fotografie este Galaxy Note 8. Am avut și un comparativ pe site și acolo sunt fotografii făcute cu ambele telefoane în aceleași condiții și, după cum au remarcat și cititorii de pe site, după cum am remarcat și eu, diferențele uneori sunt minime. De multe ori, Mate 10 Pro se situează și peste Note 8 și îl consider, cum am spus, un adevărat camera phone, un telefon ce nu te lasă în ceea ce privește fotografia, îți aduce imagini de foarte bună calitate. Un semn bun că Huawei s-a implicat în această zonă destul de mult. Bateria lui Huawei Mate 10 Pro este destul de mare, de 4000 mAh. Bateria de 4000 mAh, matricea neurală din procesor, dar și display-ul cu tehnologia AMOLED și rezoluție de 2160x1080 pixeli, îl ajută pe Mate 10 Pro să atingă o zi și jumătate, chiar și 2 zile în condiții de utilizare medie. Acestea ar fi impresiile formate de Huawei Mate 10 Pro, un produs care are certe puncte pro. Mai multe detalii veți găsi în linkul din descriere. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă, la revedere!